plecat. Au obținut numeroase premii literare, din care au primit la Festivalul Național de Poezie, citită în 2003, și încă o carte de poezie, prima mai bine, la Scriptura Absolutului, din Timișoara, în 2010. Adriana Baier. Bună seara și bine v-am găsit! Vă mulțumesc că ați venit să ne vedeți și vă doresc să aveți o seară frumoasă. Voi începe cu poezia Un semn. Aștept un semn de viață ori de moarte, de iubire ori de depăsare, de aducere aminte ori de uitare. Aștept în tăcere un semn și răspunsul tăcerii te cuprinde și doare, și însă și tăcerea așteaptă un semn de tine ori de fiecare. A doua poezie. Am învățat să trecem prin timp în tăcere, cu ani povară, cu întrebări nepuse, purtând în ochi toate mările, într-o singură lacrimă scursă. Dar pe un drum neînceput, uitat în memoria unui destin, privirile se vor întoarce și vor găsi sensul. Statornician tipului. Uneori te confunzi cu identitatea fără formă a valului. Uneori îți sunt stânca de care te spargi. Uneori îți sunt țărmul de la care vii, la care pleci depărtându-te. Doar la limita dintre două mări, una de apă și una de nisip, urmele pașilor mei mai cred încă în statornicia nisipului înclepsit drept. Și ultima poezie, Ardere lumină. Lumânarea care arde sunt eu, tu, sfeșnicul meu de argint. Doar tu îmi simți arderea lumină, cu fiecare lacrimă ceară ce curge spre tine. Doar tu. Mulțumesc. Autorul plăcețean și un poet de seamă al plăcețului și lucrurilor. George Popovici are la activ 5 volume de poezie, membru unui scriitor.